despre meci? Da, din păcate și acest meci e un copy-paste după celelalte meciuri pierdute, în sensul că marea majoritate a timpului dominăm meciul, ne creăm și anumite ocazii și nu reușim să înscriem și primim gol dintr-o fază fixă sau dintr-o recentrare dintr-o fază fixă, care e cam același lucru, în prelungirea unei faze fixe. Copy-paste. Sunt greșeli pe care le repetăm, sunt neatenții care se petrec și faptul ăsta mă deranjează pentru că de seama în ultimele 5 meciuri, inclusiv cu cel de la Clinceni, niciun adversar n-a putut să ne scrie un gol din acțiune și doar pune atenția noastră. Eu cred că în repriza a doua am condus ostilitățile la cap la coadă și am avut și două șanse de a scrie. Păcate, nu am reușit. Aș fi dorit, siguranță, un punct, dar, cum am spus, asta este fotbalul, din păcate, sau este fotbalul se joacă pe puncte și neatențiile ne costă. Degeaba să te perfecții 95%, mai ales în sensul când nu fructifici și ocaziile pe care ți le creezi și e un gol. În ultimele secunde din prima repriză, lucrul ăsta îți scade ca un plumb în picioare. Vreau să mă întorc să vorbesc cu echipa, pentru că mă interesează să știu ce se întâmplă, care sunt senzațiile lor, ca să putem să ne îmbunătățim jocul și să reușim să câștigăm pe viitor. Din punctul tău de vedere, continui. Da, normal că continui. Nu se pune problema. Ce va face conducerea, asta întrebați pe ei. Ei știu mai bine ce se poate întâmpla. Ceea ce pot să spun eu, că noi muncim, băieții muncesc, sunt lucruri, sunt perioade. Gândiți-vă că, cum spuneam, toate meciurile pe care le-am pierdut, în ultimele 4 meci am avut doar 2 puncte, am avut două egaluri și 2 înfrângeri, iar atât la Mievenca și la Pitești a fost un meci pe care l-am dominat marea majoritate. E păcat și am avut și ocazii și un gol anulat la Mieveni, care era regulamentar. Deci sunt situații care, sunt momente care au decis aceste jocuri. Bineînțeles că nu ne cade bine că sunt pentru noi înfrângere și rămâne, dar nu avem ce face, mergem înainte, muncim în continuare și sperăm să ne îmbunătățim jocul pe viitor.